Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Iată câteva dintre subiectele de astăzi. Se spune că e cel mai bun prieten al omului. Este patrupedul simpatic transformat acum în personaj de carte. Ce pozne a mai făcut cățelul meu? Este volumul care cuprinde în el o serie de povestiri amuzante, unele semnate chiar de actrița Oana Pele. Mai multe detalii în jurnal. După o pauză de peste 3 decenii, Bienala de Scenografie revine în peisajul cultural bucureștean și ne promite până în 27 octombrie o celebrare fără precedent a artei scenografice românești și internaționale, prin expoziții și evenimente care acoperă domenii diverse, de la teatru și operă până la instalații multimedia și cinematografie. O comunitate diversă și dinamică se coagulează treptat în jurul mănăstirii Turnu, situată la doar câțiva kilometri de Ploiești. Aici au loc evenimente culturale, expoziții și ateliere de dezvoltare personală, într-un cadru natural de poveste. Amănunte în jurnal. Așteptarea a luat sfârșit astăzi, a început la Iași, a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere. Câteva sute de profesioniști din domeniul cultural, de la scriitori, traducători și editori, până la critici literari, manageri și jurnaliști, vin în capitala Moldovei. Până duminică, publicul poate participa la aproape 150 de evenimente, dar și la întâlniri memorabile cu vedete ale scenei literare mondiale. Primul invitat al serilor Filit a fost cunoscutul romancier francez Pascal Bruckner. Extrem de apreciate sunt și întâlnirile scriitorilor cu cei mai tineri dintre cititori. Cu aplauze. Așa au fost primiți în această dimineață scriitorii Matei Vișniec și Bogdan Opopescu la întâlnirea cu elevii Colegiului Național din Iași. Pentru mine, Filit reprezintă o oportunitate de a mă întâlni cu scriitorii mei preferați și, sincer, sunt atât de încântată să îl văd pe Matei Vișniec. E o mare inspirație pentru mine. Fac și parte dintr-o trupă de teatru și îl admir pentru ceea ce face. În fiecare an, Colegiul Național găstuiește scriitori și cititori de asemenea și este un loc sacru unde cititorul poate să vadă autorul și cum personajele au fost, de fapt, făcute. De 60 de ani merg în direcția acestei inclinații. Îmi plac cuvintele, îmi plac poveștile, îmi place poezia. S-o scriu, dar și s-o citesc. Îmi place să o spun, îmi place să aștept reacția celorlalți. Și cei care vor risipi ceața sunteți voi, care vă pregătiți acum, care aveți o conștiință a misiunii, care v-ați născut în libertate, care trăiți în libertate. Acum multă, multă vreme eram exact cum sunteți dumneavoastră acum, în 1987, dacă nu mă înșel, nu, 88. Deci înainte de schimbările care știți că au avut loc un an mai târziu, și ce să vezi, eram exact așa, o sală plină și au apărut acolo domnul Andrei Pleșu și domnul Mircea Dinescu, întâlnire pe care n-am să o iei niciodată. Anul acesta, 45 de școli din orașul Iași, dar și din județ, sunt implicate în Filit. Este entuziasmant să vezi că tinerii de astăzi citesc și sunt interesați de literatură, pentru că avem această prejudecată că tinerii nu mai citesc, iar dacă vă uitați în sală, bucuria aceasta de a participa la un spectacol al literaturii, cred că ar fi de neimaginat pentru cei din alte generații. De la preșcolari la casa copilăriei, la elevi de gimnaziu, liceu sau studenți, până la adulți pasionați de lectură, Filit se adresează unor categorii variate de public. Interesul pentru lectură, de acolo începe. De la copii, adică dacă ai un copil care are șansa de a întâlni autori, de a sta de vorbă cu ei acum, sunt convins că pe parcursul vieții va reveni la lectură. Poate nu toți, dar măcar ideea asta că au văzut un scriitor în carne și oase, că au stat de vorbă cu ei. Iar în discuțiile cu copiii sunt ceva absolut senzațional. Când spun scriitori sau primesc reacții de acolo, sunt de o libertate și de o frumusețe extraordinară.
Timp de 5 zile, la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași, publicul poate participa la 140 de evenimente. Astăzi, la Sările Filit, invitat este Pascal Bruckner, cunoscut romancier, eseist și filosof francez, tradus în peste 30 de limbi. Programul festivalului include și alte întâlniri cu vedete ale scenei literare mondiale, inclusiv un laureat al Premiului Nobel, dar și cu autori români sau de origine română extrem de apreciați. Nu vor lipsi nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere și mese rotunde cu traducători, lecturi, concerte. Cuvântul scris e vedetă și în orașul de pe Bega. Astăzi a început Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, un eveniment care ne propune pentru ediția cu numărul 13 o temă de actualitate: literatura și noi ei aliați. Sunt oare cititorii sau este inteligența artificială? Despre programul acestor zile, despre invitați, dar și despre provocările pe care le presupune organizarea unui astfel de eveniment, ne spune mai multe în direct, prin Zoom, scriitorul Robert Șerban, președintele festivalului. Bună seara! Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Jurnalul Cultural și felicitări pentru această nouă ediție a festivalului. Dar spuneți-mi, cum a fost drumul ăsta de 13 ani al festivalului și care e, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai mare schimbare de până acum? A fost dintr-un noroc acest festival. Eu făcusem așa un pariu cu mine la un moment dat, în urmă cu 14 ani, să fac un festival care s-a chemat Literatură și Vin. Și a fost un festival spectaculos, au venit zeci de scriitori la Timișoara, a fost într-o sală neîncălzită, dar vinul ne-a ajutat să relaționăm, să transmitem literatură, să aducem public foarte, foarte numeros. A fost o singură ediție, pentru că știți prea bine, în România lucrurile au continuitatea asta, 1, maxim 2. E bine, două prietene de la București, Ioana Grunwald și Ioana Voca Stănescu, știind despre povestea mea cu acest festival, mi-au zis: hai să facem un festival internațional. Zic, nu cred că e în regulă, Timișoara nu cred că va duce așa ceva. Iată, Timișoara a ajuns la ediția cu numărul 13, astăseară a debutat în sala barocă a Muzeului Național de Artă această întâlnire formidabilă care face ca sala barocă, una dintre cele mai frumoase din România, să fie plină. Au fost două scriitoare, Daniela Rațiu și Lorina Bălteanu, moderate de Cristian Pătrășconiu. A fost o seară în care s-a discutat despre literatură, dar și despre ce se întâmplă în vecinătatea noastră, în Republica Moldova. S-a discutat despre cititor, dar și despre inteligența artificială. S-a râs, s-a emoționat lumea, pentru că și Daniela Rațiu și Lorina Bălteanu au publicat două romane formidabile din care au citit. A fost apoi un tip de joncțiune care se petrece întotdeauna între public și scriitor. L-am auzit pe Florin Lăzărescu, prietenul meu de la Iași, spunând cât de important e să stârnești curiozitatea cititorilor, a celor tineri în primul rând. Și festivalul nostru face asta de an bun. Mergem și noi în școli, scriitori invitați la festival, deșind în școlile din Timișoara, dar și în școlile din județ, pentru că sunt orașe care n-au șansa de a fi centre culturale importante, așa cum e Timișoara. Se merge la Jimbolia, se merge la Sfântul Nicolae Mare, se merge la Lugoș, locuri în care elevii vin și se întâlnesc cu scriitorii, le pun întrebări, fac fotografii și mai ales află povestea literaturii direct de la sursă. Cred că nimic nu e mai important decât un scriitor care îl vrăjește pe cititor. Nimic nu e mai important un scriitor care vorbește, așa cum știu scriitorii să o facă, despre arta lor, despre frumusețea cititului, despre importanța acestui act extraordinar care este lectura. Și inteligența artificială, pentru că ați adus vorba despre ea, e într-adevăr unul dintre subiectele noastre. Mâine va fi o dezbatere aici în care trei filozofi extraordinari vor discuta despre dacă inteligența artificială ne este sau nu ne este aliat. Apoi Matia Senard, unul dintre laureații Goncourt importanți din Franța, un scriitor tradus în limba română de către Cristian Fulaș, care și el e prezent la Timișoara, va discuta cu Despina Jderu, o minte strălucită, profesoară la Facultatea de Litere de la București, despre literatură, despre ce înseamnă în Franța literatura, despre cum e prizată acolo și slavă Domnului. L-am văzut pe Pascal Bruckner, care a fost invitat la Timișoara în urmă cu 3 ani la Festivalul de Literatură. E bine că, iată, granițele astea se topesc. Literatura are această putere formidabilă de a face ca granițele să dispară, ca lumile să convergă, ca oamenii să trăiască într-o rețea care nu înseamnă doar rețelele astea sociale, ci înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă prietenie, înseamnă bibliotecă, înseamnă cărți care circulă din mână în mână și înseamnă un tip de intensitate a actului intelectual pe care
ți-o dă cititul. De la rețele aș trece un pic la rețete. Credeți că există o rețetă prin care să aducem oamenii mai aproape de citit? Pentru că nu spunem noi, spun statisticile că din punctul ăsta de vedere nu stăm neapărat foarte bine. Cum facem? Aceste festivaluri cu siguranță aduc noi aliați lecturii, nu-i așa? Noi trebuie să arătăm de fapt că literatura ține și de un soi de pragmatism, pentru că trăim într-o lume care caută pragmaticul imediat. Oamenii tineri sunt înspăimântați că pierd timpul citind cărți. De ce să mai citești când poți să te intri pe internet și să afli exact ce-ți dorești? Cum să zbori, cum să schimbi o roată de mașină, cum să-ți faci un fluier sau cum să-ți faci un televizor asamblând niște piese. Ori literatura te învață și lucrurile astea. Eu însumi mi-am învățat în copilărie citind o mulțime de cărți. Totul, știu să fac un pistol, știu să-mi fac un arș, știu să-mi fac o barcă, nu știu dacă o navetă spațială știu să fac. Cred că școala ar trebui să le spună acestor oameni foarte tineri că în cărți e plin de pragmatism, că scriitorii sunt de fapt niște oameni care cunosc extrem de bine realitatea. Și de fapt asta fac, topesc realitatea din afară într-un mod pe care numai îl știu, într-o altă realitate, care e ficțiune. Ori cititul îți face numai bine, îți dezvoltă imaginația. Îți dezvoltă puterea de concentrare pe durată mult mai lungă și apoi te însingurează, îți face un serviciu enorm. Trăim într-o lume în care suntem la grămadă, suntem unii cu alții tot timpul. Nu ne mai e dor unul de celălalt pentru că știm tot timpul ce face celălalt. Tot timpul îl vedem pe unde e, îi dăm câte un like, el ne dă câte o inimioară, îi punem câte o întrebare. Ori a dispărut dorul ăsta de celălalt, de faptele celuilalt. Și atunci literatura, care e o artă a singularității, doar tu singur stai cu cartea să o citești. Film poți să vezi cu familia, la teatru mergi cu toată lumea, sala e plină, la operă la fel, la concertele de muzică la fel. O literatură face un lucru pe care nu mai face aproape nimeni. Te ține pe tine aproape de propria sfință și te ajută să te descoperi. Literatura e de fapt un instrument de sondare a interiorității. Literatura te ajută să te regăsești, te ajută să spui întrebări, nu neapărat și răspunsuri, dar e atât de important să știi să spui întrebări, e atât de important cu acest instrumentar formidabil care e cartea să încerci să scotocești în interiorul tău prin intermediul altora, al scriitorilor, al personajelor, al acțiunilor, al lumii pe care cărțile ni le dezvăluie de fiecare dată când le deschidem. Pentru că altfel o carte n-are viață dacă nu o citești. E o carte, e un obiect mort, ca și un calculator. Dacă nu-l deschizi, el nu e viu. Un minut și aș vrea să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Cum folosim mai bine inteligența artificială în domeniul literelor, din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că tot vorbim de inteligența artificială acum în foarte multe domenii și ideea e că trebuie să ne ajute, nu să ne încurce, nu să ne devină dușman, nu e așa, ci aliat. În mod sigur, asta e și una dintre dezbateri și de fapt aici o să și ajungem. Te ajută la documentare, te ajută poate chiar să-ți dea idei, te ajută la un tip de dialog. Câteodată poți să-i pui întrebări unui tip care e tobă de carte pentru că această inteligență artificială topește și conglomerează în ea o mulțime de cărți. Poate că găsești niște răspunsuri pe care altfel n-ai putea să ți le dai. Poate să fie un partener de discuții până la un punct. Ce nu poate să facă inteligența artificială, cred, nu poate să scrie în locul tău. Sau chiar dacă o face, în mod sigur, nu poate să transmită emoția umană. Are de toate calculatorul, are de toate inteligența artificială, dar n-are elementul uman. Ori omul, scriitorul, artistul știe să pună ceva în plus ca un text să devină artă, ca un text să devină mai mult decât o simplă înșiruire de rânduri logice și poate interesante. Și cred că calculatorul ne e de foarte mare ajutor, cel puțin în traduceri, deja se folosește și exact. Poți să-ți reglezi anumite coordonate ale unui text cu el, dar nu cred că va înlocui până la urmă omul care scrie și nu va înlocui cât ca artistul, în mod clar. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în Jurnalul Cultural. Succes și vă mai așteptăm cu următoarele evenimente aici la noi. Numai bine! Cum arată dreptatea și nedreptatea? Cum putem avea o comunitate locală mai bună și ce conversații ar fi utile? La ce subiecte nu ne gândim și poate că ar schimba ceva în noi? Toate aceste întrebări încearcă să răspundă oamenii dreptății, un spectacol de 2 ore în care s-au spus povești din justiție și din educație, dar au fost și momente de teatru, de film scurt, de poezie și de muzică. Oamenii dreptății este un spectacol viu în care, timp de 2 ore, sunt puse în scenă 15-20 de povești despre ce înseamnă dreptatea pentru fiecare, la școală, la locul de muncă, pe stradă sau în familie. Aducem pe scenă oameni nu neapărat cunoscuți, faimoși în viața publică, ci oameni care au trăit lucruri în viețile lor personale sau profesionale
și probabil că le-am trăit și noi, dar ne place să auzim povești despre noi care nu sunt despre noi și asta ne dă mult curaj să putem să încercăm să schimbăm lumea și noi credem foarte mult în vulnerabilitatea asta a poveștilor pe care le urcăm pe scenă. Și Oamenii Dreptății e un mix, adică nu avem doar juriști, deși pare din nume că e o conferință a juriștilor, nu este. Aducem juriști, jurnaliști, artiști, ONG-și, profesori care ne vorbesc despre greutățile lor, despre lucrurile care au mers bine, poate, și de la care învățăm și noi cum putem să mergem mai departe în comunitățile locale. Toate aceste momente te duc printr-un roller coaster emoțional. Ce vrem noi să obținem prin asta e să încurajăm comunitatea locală să schimbe lucruri în jur, să afle despre probleme din jur, dar și nedreptăți care se întâmplă în societate în general și de mâine încolo să ajungă să facă mai mult pentru cei care le sunt pe stradă, la școală, la birou și așa mai departe. Au urcat pe scenă profesioniști din justiție, jurnaliști sau profesori, activiști, antreprenori, artiști sau creatori digitali, toți cu povești despre ce trăiesc ei în profesiile lor sau în viața de zi cu zi și ce cicatrici au adunat de la an la an. Povestea din seara asta este o poveste dureroasă, intimă, în care mă vulnerabilizez foarte mult și simt că publicul mă vede pe scenă în forma mea cea mai autentică, pentru că este o poveste despre eșecul meu, despre parcursul meu profesional, care poate n-a fost așa cum trebuia să fie scris pentru mine, dar care va duce spre bine la un moment dat. O să vorbim despre ce înseamnă, cum ar trebui să privim politica de fapt, cum ar trebui tinerii să privească politica și avem un hook, ca să zic așa, avem un moment de început în care facem referire la marile momente din dezbaterile prezidențiale din ultimii 30 de ani, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Gioană și așa mai departe, ca un pic ca să dezghețăm atmosfera în sală și apoi mergem și ne spunem cum ar trebui de fapt să se vorbească despre politică în societatea românească. Credem că România ar trebui să schimbăm puțin paradigma, felul în care alegem să discutăm despre orice fel de subiect din societate, care la bază de fapt este unul politic. Nu reușim să schimbăm nimic dacă noi ne ascundem după deget și spunem în școală că nu vorbim despre politică, dar avem direcțiuni numite politic, în universități că nu facem dezbateri electorale, dar profesorii noștri se duc la seară la televizor și vorbesc despre politică. Așadar, credem că povestea noastră este una tabu, dar n-ar mai trebui să fie. Producătorul Oamenilor Dreptății este o comunitate de tineri juriști, absolvenți ai celui mai important program de pregătire profesională a unei viitoare generații integre de profesioniști în justiție. Spectacolul va ajunge la București, Cluj și Chișinău. Ce pozne a mai făcut cățelul meu? Nu este doar o întrebare, este titlul celei mai noi cărți apărute la editura Humanitas. Lucrarea este o colecție de povestiri ale mai multor autori uniți de aceeași mare pasiune, dragostea pentru patrupedele care întruchipează fidelitatea fără cusur. Istoric, arheologic, cultural, câinele este primul prieten de nădejde al omului. Cartea proaspăt lansată la librăria Humanitas de la Cismigiu este rodul unei indignări hazlii. Coordonatoarea volumului, Tatiana Niculescu, a protestat pașnic și cu umor în numele proprietarilor de câini, după apariția unui alt volum colectiv, dedicat însă felinelor. Ce vrăji a mai făcut pisica mea? Frumusețea volumelor colective e că adună în jurul unei idei oameni foarte diferiți, de meserii diferite, cu experiențe de viață diferite și așa se întâmplă și în acest volum. E vorba de 20 de autori, nu neapărat scriitori. Ideea este de a evoca animale care ne fac bine, animale care ne ajută să trăim mai luminos, mai cu speranță, pentru că există puțini oameni, nu-i așa, care ne iubesc dezinteresat, care ne iubesc fără limite, așa cum ne-ar iubi un cățel. Chiar dacă titlul ne duce cu gândul la o operă dedicată copiilor, volumul este o colecție de fotografii și povestiri care prezintă legătura strânsă dintre câini și stăpânii lor. Nu e un volum pentru copii neapărat. Poate fi citit și de copii de la o vârstă încolo, dar e un volum pentru adulți.
Printre autorii poveștilor îi regăsim pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu, medicul veterinar Mihaela Bărbuș, teologul și filozoful român Wilhelm Dancă, dar și pe actrița Oana Pelea, una dintre cele mai mari iubitoare de câini. Eu sunt cunoscută și dacă nu sunt, vă spun acum, sunt o enormă admiratoare a câinilor. Ce să vă spun? Că ar trebui să învățăm foarte multe de la ei, că ar trebui să iubim, dacă nu atât de mult pe cât ne iubesc ei, barem un pic, că ar trebui să ne educăm copiii de mici să empatizeze cu animalele și să învețe. Ne-am cocoțat noi așa în evoluție, ne-am pus moți, dar eu cred că avem enorm de mult de învățat de la orice e viu, de la natură și mai ales de la câini. Ce pozne a mai făcut cățelul meu este un volum pe care îl pot citi cu aceeași plăcere atât adulții cât și cei mici. Desigur, cu prietenul îmblănit alături. Într-o lume în care accesul la informație se află la un clic distanță, târgul de carte online LibFest ne invită să rămânem conectați cu literatura și cu cele mai interesante dezbateri. Ediția din 2024 a început ieri și e dedicată performanței și rezistenței în diverse domenii, educație, cultură, sport și chiar parenting. Până pe 27 octombrie suntem invitați la câteva dialoguri speciale pe marginea cărților și a temelor de interes actuale. Printre invitații de anul acesta se numără Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, care va vorbi despre psihologia performanței, Sean Cotter, recompensat cu Dublin Literary Award pentru traducerea romanului Solenoid de Mircea Cărtărescu, și Simona Antonescu, câștigătoarea Premiului Național pentru Proză 2024. Festivalul online abordează și teme sociale precum educația civică înainte de alegeri. După o pauză de 3 decenii, Bienala de Scenografie a transformat din nou orașul București într-o capitală vibrantă, în care rinocerul din spectacolul Faust de Silviu Purcărete stă alături de costume purtate de actori celebri sau de schițe și de fotografii care înfățișează diverse decoruri. Teatru, operă, teatru de animație și de păpuși, instalații multimedia și cinematografie, toate ne sunt aduse în atenție la această bienală. Nu trebuie să inventăm întotdeauna ceva nou. Uneori putem recupera, putem învăța și ne putem inspira din ceea ce a fost valoros înaintea noastră. Sunt cuvintele lui Adrian Damian, directorul general al Bienalei. De ce este trecutul atât de important și cum îl conectăm la realitatea zilelor noastre, ne spune chiar scenograful Adrian Damian. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru prezență și mulțumesc pentru acest eveniment excepțional pe care ni-l prezentați, iată, din nou, după o pauză de 30 de ani. Propun așa, un pic de istorie. Ce a fost, de ce s-a oprit, cum e azi? Mulțumesc, în primul rând, pentru șansa de a face asta și noi credem că e foarte important că am reușit să resuscităm acest eveniment. Din 1967 până în 1992 a existat ceea ce se numea Trienala de Scenografie de la București, care era un eveniment major, pentru că erau expuși peste 150 de artiști, erau expuse 600 de lucrări, toate astea se întâmplau la Sala Dales în București, iar printre curatorii edițiilor, de exemplu în 71 a fost curatoriată de Liviu Ciulei, apoi de Paul Bornovski, Traian Nițescu și alte nume care au întors pagini, practic, în, exact, istoria teatrului românesc și în istoria teatrului internațional. Din păcate, în 92 a fost organizată ultima ediție a ceea ce atunci era Trienala de Scenografie. M-am întrebat mult de ce s-a oprit asta, dar, nu știu, probabil că în anii 90 senzația libertății sau cuvântul comunitate poate suna prea aproape de comunism și fiecare a fost mult mai interesat să-și dezvolte propria carieră, doar că timpul ne-a arătat cumva că e nevoie de un ecosistem sănătos în care orice artist să se poată dezvolta, ca întreaga breaslă, ca întregul ecosistem să se dezvolte. Și de aici gândul de a relua evenimentul, dar am decis să-l reluăm într-o formă oarecum nouă și să renunțăm la trienale și să-l facem un eveniment bienal și în același timp să-l deschidem foarte mult spre străinătate și de aceea acum se numește Bucharest Scenography Bienale. Iar în sensul ăsta suntem foarte fericiți. Chiar astăzi am avut un vernisaj la care au participat invitații străini și mă uitam în sală, erau peste 100 de artiști extraordinari din străinătate,
cu care stăm zilele astea și care putem să povestim și să schimbăm impresii despre ce e scenografia. Hai să vorbim puțin despre public și despre curiozitatea noastră de a privi dincolo de cortină, în culise. Întotdeauna ne interesează să aflăm cum se face acolo și cum ne este adus în față un spectacol. Cum e gândit acest eveniment? Cum l-ați construit? Ce vede publicul care vine în Piața Amzei să vă viziteze? În primul rând, mulțumesc pentru întrebare, pentru că a fost una din frământările noastre foarte importante. Pentru mine cumva e haios, că și acum se întâmplă foarte des să spun: bună, sunt Adrian Damian, sunt scenograf, iar oamenii să mă întrebe: a, frumos, despre ce scrii? În mentalul colectiv făcând există confuzie cu scenaristul. Da. Dar nu e atât de grav. Dacă termini animație și spui că ești animator, devine și mai bizar. Iar exact. Despre teatrologi, că am avut această discuție cu o prietenă bună și spunea că da, imaginează-ți ce se întâmplă când spui că ești teatrolog. Așa. Și ce înțeleg oamenii. Ei, despre scenografie există tot timpul această confuzie. Ce-i scenografia? Ce fac exact scenografii? Scriu texte? Regizează? Ce fac ei de fapt? Și atunci ni s-a părut important, în primul rând, să aducem expoziția în centrul orașului. Și de aceea am ales spațiul din Piața Amzei, pentru a fi foarte central și foarte ușor de găsit. Și în al doilea rând, ni s-a părut important să oferim publicului experiența de a înțelege procesul din spate, de a vedea structurile din spate. Cumva asta a fost și conceptul designului de expoziție gândit de Attila Kim, de a ilustra și de a scoate în evidență structurile și lucrurile din spate. Intrarea, de exemplu, în expoziție nu se face pe scările principale așa cum te-ai aștepta, ci este o intrare oarecum laterală, pentru că în expoziția de scenografie intri prin backstage-ul spațiului și inclusiv fluxul și experiența de vizitare e gândit cumva ca să ajungi în spatele cortinei din Faust, ca ulterior să o descoperi și să o înțelegi în toată frumusețea ei. Și ăsta e un proces care credem că e foarte valoros pentru public, să înțeleagă ce e de fapt lumea pe care ei o văd pe scenă și cum se creează ea. Și cred că vor fi foarte bucuroși oamenii să vadă o serie de costume, pentru că nu e așa, scenografia înseamnă decoruri, dar aici la Bienală putem vedea și costume purtate de actori celebri, dar nume mari, de la Hollywood. Ce vedem? Da, pentru că suntem foarte fericiți că doamna Oana Păunescu, creatoarea de costume, a acceptat să vină cu o expoziție consistentă în care a selectat costume purtate de Nicolas Cage, de Nicole Kidman, de toți actorii celebri care au lucrat în filmele care au fost turnate în România și, din fericire, în ultimii ani s-au făcut destul de multe producții mari filmate în România. Așa că se pot vedea costume din Scorpion King, se pot vedea costume din foarte, foarte multe filme din blockbuster-uri, practic. Exact. Iar șansa asta de a te putea uita de la 10 cm la cusătură, la patină, la fiecare detaliu care e incorporat, mie personal, dar voi fi acuzat de subiectivitate, dar cred că și pentru publicul larg e real o șansă să înțelegi și să vezi. Țin minte că am văzut acum mulți ani o expoziție cu câteva costume 10 create de Yves Saint Laurent și exact acest sentiment de a sta la o distanță atât de și să vezi fiecare detaliu în parte al unei rochi pe care o vedeai în colecțiile importante de haute couture la televizor. Adică sentimentul extraordinar și faptul că poți pătrunde în culise să fie atât de aproape de aceste elemente mi se pare senzațional. Dar aș vrea să vorbim și despre o serie de expoziții pe care le-ați organizat acolo și una dintre ele, mi-am notat aici, este Rising Voices. Despre ce e vorba mai exact aici? O să dau un pic de context, ca să se înțeleagă asta. Directorul artistic al Bienalei este Helmut Stürmer. El și-a făcut o echipă curatorială formată din Corina Grămoșteanu, din Alexandru Dabija și din Carmencita Broșboiu, care au selecționat artiștii pe care să-i invite în ceea ce este secțiunea națională de scenografie. Dar într-o discuție cu domnul Stürmer, asta vorbeam, că ar trebui totuși să lăsăm șansa oricui să poată să se înscrie în această bienală și să fie gândită inclusiv, chiar dacă ea riscă să devină aglomerat. Dar am spus să ne asumăm riscul ăsta, chiar dacă e mai mult conținut, e mai bine să fie mai mult decât prea puțin. Așa. Și atunci am gândit această expoziție care este bazată pe un open call, practic, unde artiștii la început de drum au putut să se înscrie și să ne trimită proiecte realizate deja în teatre. Așa că Rising Voices este oarecum expoziția dedicată tinerilor artiști, nu studenților, pentru că există și expoziția Young Design, da. Dar
Rising Voices este exact pentru ceea ce noi numim Young Emerging Artists, artiștii care au făcut câteva lucruri, încă nu sunt neapărat în zona în care să fie consacrați, dar calitatea muncilor e evident foarte valoroasă. Și de asta a fost gândită această secțiune, care este de fapt și singura competitivă, unde unul dintre proiecte va fi premiat de un juriu extraordinar format din Abby Cohen, președinta OISTAT internațional, Jean Gileca, scenograful legendarului regizor Peter Brook pentru mai bine de 20 de ani, și Pamela Howard, autoarea celei mai traduse cărți despre scenografie din lume, What is Scenography? Vreau să mai vorbim despre o expoziție. Mi se pare extrem de important să spunem că este o expoziție dedicată arhitecturii teatrale, dar și unor proiecte de renovare a unor teatre. Da, și noi credem că este foarte, foarte important, și de asta am marșat să facem această expoziție, care a fost curatoriată de Cosmin Ardeleanu, scenograf și arhitect. OISTAT înseamnă Organizația Internațională a Scenografilor, Arhitecților și Tehnicienilor de Teatru. Așa că arhitectura de teatru e o componentă importantă din organizația aceasta. Din păcate, în România, arhitectura de teatru nu e o piață atât de mare încât birouri sau firme de arhitectură să se specializeze pe arhitectură de teatru. Dar în cadrul bienalei găzduim întâlnirea Comisiei de Arhitectură, și așa se face că avem 30 de arhitecți de teatre care sunt în acest moment în București, care discută proiecte de renovări de teatre, și de aceea am vrut să facem și această expoziție, în care sunt incluse proiecte care au fost renovate, proiecte care sunt în curs de renovare și proiecte care ar trebui renovate. Și suntem fericiți cumva, adică în momentul în care ne-am uitat un pic în jur, de fapt, România trece în acest moment printr-un moment destul de necesar de renovări de teatre. Absolut. Teatrul Național din Craiova, Teatrul Național și Opera Națională din Cluj, Teatrul Maghiar din Cluj, Teatrul din Iași, Teatrul Național din Iași e poate un exemplu foarte bun de renovare și felul în care au gândit ei, modul în care l-au renovat, dar e o perioadă efervescentă care nu se simte neapărat, dar ce încercăm noi ca organizație să facem, foarte pe scurt dau un exemplu. Sunt foarte multe teatre în Europa făcute de arhitecții Helmer și Fellner, la fel cum sunt 7 în România. În loc să redescoperim apa caldă sau să ne chinuim să ne dăm seama de fiecare dată problemele, e suficient să luăm niște consultanți din străinătate care au renovat deja clădiri făcute de aceiași arhitecți. Pentru să ne învețe. Să ne învețe, să ne dea din expertiza exact. Lor, pentru că sigur au aceleași probleme, pentru că le-au construit în aceeași perioadă și în același stil. Și atunci schimbul ăsta, ideea asta de a pune la oaltă experiențe diferite și cunoștințe diferite, cred că poate să fie un win-win situation foarte valoros pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult pentru că ai venit astă seară, mulțumim pentru ceea ce faceți și cu siguranță invităm pe toată lumea care se uită acum la noi să meargă să vadă toate aceste minunății pe care voi le-ați adunat în acel spațiu. În acele spații, de fapt. Se pot vedea până pe data de 27 în Piața Amzei, în foaierele Teatrului Ion Creangă, exact. În Piața Amzei, la Teatrul Național din București, atât în foaierul Sălim Mari, cât și în foaierul Sălim. În centrul orașului, deci pot fi foarte ușor văzute. Și în holul Facultății de Arhitectură, expoziția de arhitectură. Mulțumesc foarte mult încă o dată și succes în continuare. Mulțumim. Doina Lemnicea, care l-a adus pe Brâncuș la Timișoara anul trecut, a fost aplaudată de comunitatea academică la scenă deschisă cu ocazia decernării titlului de doctor honoris causa al Universității de Vest. Doina Lemni, muzeograf și cercetător la Centrul Pompidou din Paris, este unul dintre cei mai importanți experți internaționali în arta lui Brâncuș. A declarat că se simte acasă la Timișoara, iar la un an de la expoziția eveniment încă primește mulțumiri și aprecieri. Atât de la români, cât și de la străinii care au venit anul trecut la Timișoara, special pentru a-și încânta ochii și sufletul cu operele marelui sculptor. Doina Lemni trăiește cu Brâncuș în suflet încă dinainte de a-și susține doctoratul în istoria artei la Paris pe tema operelor marelui sculptor român. Ulterior a lăsat Iașul pentru a deveni cercetător la una dintre cele mai prestigioase instituții culturale din Europa, Centrul Pompidou. Acolo se află de altfel și o bună parte a lucrărilor semnate de Brâncuș. Operele au ajuns și la Timișoara în 2023, cu ocazia Anului Capitalei Culturale, iar Doina Lemni a fost curatoarea expoziției Eveniment.
și la Paris, eram în cadrul expoziției de la Paris anul acesta și aici în Timișoara și în București, care oameni care mă opresc pe stradă și îmi spun: Doamnă, avem imaginea operei cu tare, operi. Am plâns. Brâncuș mă însoțește și n-am mai spus-o acum, că o spun mereu, a trebuit să-i fac loc în cadrul cuplului meu. Că soțul meu zice, gata, iar Brâncuș. Pentru că și numai așa reușesc să mai găsesc și se găsesc lucruri de spus despre Brâncuș. Cercetătoarea Doina Lemni a devenit doctor honoris causa al Universității de Vest din Timișoara în cadrul unei ceremonii organizate de Facultatea de Arte și Design din cadrul instituției. Dincolo de conferințe, montări spectaculoase și întâlniri cu cei mai apreciați actori și regizori, Festivalul Național de Teatru de anul acesta are și o miză socială. Siditaal, spectacolul teatrului evreiesc de stat din capitală, și Matilda, producția operei comice pentru copii, au fost adaptate pentru persoanele cu deficiențe de auz. Despre un festival de teatru din perspectiva unui public special, stăm de vorbă cu Lena Dermengiu, profesor, jurnalist TVR și interpret în limba semnelor române. Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte tare că ai revenit la Jurnalul Cultural și mă gândeam așa în timp ce făceam prezentarea asta, câte luni am stat împreună aici la Jurnal și am lucrat împreună și seară de seară ne consultam înainte și mă rugai de fiecare dată, citește un pic mai rar. Așa este, cam mi-a fost așa. Dor. Mi-a fost dor. Mă bucur de că ai revenit, tu ai mai fost odată invitată la Jurnalul Cultural, dar uite, acum vorbim despre un lucru extrem de important și extrem de frumos. Și mă bucur foarte tare că putem face asta. Și hai să facem un pic de istorie. Vreau să ne întoarcem în anul 2017, atunci când ai interpretat prima dată o piesă de teatru la Notara, nu? La Notara, în 2017, regia Vlad Cristache, Triburi, piesa Triburi, unde am început colaborarea învățându-i pe doi dintre actori, pe Rareș Andric și pe Diana Roman, să își spună replicile în limba semnelor. Și cam atât a fost în 2017. Atât a fost atunci. După aia au trecut niște ani în care nu s-a mai întâmplat nimic, după care la Constanța, și aici te las pe tine să continui povestea. Anul trecut, în 2023, la Constanța, Ervin Simpsonson, Teatru de Stat Constanța, s-au gândit că este momentul să accesibilizeze piesele de teatru și pentru publicul surd. Au căutat interpret în zona Constanței, a fost mai dificil să găsească, lumea e mică și au ajuns la mine, pentru că eu sunt constanțeancă, exact. Și am spus, de ce nu? Ervin a fost și el în Jurnal și a povestit cum lună de lună, anul trecut, a mers la Constanța să accesibilizez, deși nu-mi prea place acest, să interpretez, exact, în limba semnelor, câte o piesă de teatru. Publicul a fost puțin la început, pentru că nu este publicul surd nu este obișnuit să meargă la teatru. Pentru că nu știe cum e să meargă la teatru. Și am văzut că se duc acest gust și vin din ce în ce mai mulți, până când anul acesta tot Ervin, tot la Constanța, a spus SIZ, Festivalul de Teatru, stagiunea de vară de la Constanța, să fie accesibilizată cât mai mult pentru publicul surd. Și a căpătat amploare, au venit din ce în ce mai mulți surzi, au venit mai mult decât din zona Constanței, au început să vină. Apropo de procesul acesta de educație, da, a gustului pentru teatru. Și a fost o stagiune de vis pentru toată lumea. Și pentru teatru și mai ales pentru surzi. Și pentru noi, pentru că anul acesta nu am mai fost doar eu cum am fost anul trecut. Lângă mine am mai avut un interpret și la una dintre piese am fost chiar trei. Dar cum e? Povestește-ne un pic, că uite, vorbeam mai devreme despre modul în care pătrundem în culise și ne interesează, suntem curioși, cum se întâmplă lucrurile astea? Cât de complicat e pentru voi? Cumva poate te întreb acum și din perspectiva traducătorului. Cât e de complicat? Faceți repetiții când sunteți mai mulți interpreți? E mai greu?
Cum e mai greu pentru că trebuie să te armonizezi cu celălalt. Trebuie să te sincronizezi. Trebuie să existe o chimie cu celălalt interpret sau cu ceilalți interpreți. Trebuie să simți când te oprești, pentru că la un moment dat noi nu suntem obișnuiți, suntem atât de puțini, încât suntem obișnuiți ca atunci când suntem în fața unui public sur să traducem, să interpretăm tot, cap-coadă. Așa. În momentul în care mai ai pe cineva lângă tine, trebuie să înveți să-l simți când este momentul tău. Și într-adevăr ne dăm replica unul altuia. Că vorbesc de interpreți, întâmplător am fost doar femei. Dar o să vină lângă noi și figuri masculine. Încet, încet se dezvoltă și acest interes al interpreților pentru a traduce și a interpreta teatru. Repetăm, mergem și la repetițiile cu actorii. Deci trebuie să vă familiarizați foarte bine cu spectacolul. Da, pentru că trebuie să și adaptezi, pentru că limba semnelor română este o limbă săracă în semne. Și atunci trebuie să găsești sinonime și să adaptezi textul. Da, lucrăm destul de mult și cu actorii și noi între noi interpreții. Pentru că mai avem vreo 3 minute din discuție, vreau să mergem de la Constanța, venim la București, nu-i așa? Și uite, vorbeam despre faptul că la Festivalul Național de Teatru două spectacole importante sunt acum accesibilizate. Și voiam să te întreb la musical, pentru că vorbeam mai devreme la machiaj despre asta și îmi spuneai că ai văzut strălucirea din ochii copiilor. Da. E mai complicat acolo unde e muzică sau cum funcționează lucrurile? E mai complicat, dar este mai ușor de intrat în lumea musicalului de către copiii surzi, că în cazul acesta au fost copii surzi, pentru că simt vibrațiile și atunci ajută. Am înțeles. Adică mă ajută și pe mine. Ajutorul ca interpret. Ajutorul vine cumva din două părți. Da, din două părți. Matilda a fost o provocare pentru noi. A fost primul musical accesibilizat pentru copiii surzi. Astăzi, în dimineața asta, astăzi, în dimineața aceasta, așa am început. Am fost la 8 la Opera Comică, am repetat, am stat la repetiții și apoi au fost emoțiile întâlnirii cu niște copii care nu știau ce înseamnă teatru, ce înseamnă musical cu atât mai erau puțin. Erau pentru prima dată. Prima dată. Cei mai mulți au fost pentru prima dată. Poate că au mai fost la piese de teatru pentru copii, dar nu în sistem. Nu în limba lor. Cât se păstrează din mesaj, din integralitatea mesajului prin această interpretare în limba semnelor române și nu doar române, în general? Intri fără să vrei în rol. Și am văzut lacrime, am văzut râsete, am văzut bucurie astăzi la Matilda, în momentul în care Matilda a câștigat lupta cu răul, să spunem așa, copiii au izbucnit și-au exprimat bucuria. Iar bucuria voastră cred că e cu atât mai mare. Da, este. Și satisfacția și faptul că faceți lucrul ăsta pentru ei și pentru toată lumea în general. Da, și înțeleg de la Opera Comică pentru copii că vor continua. Văzând feedback-ul de la copii astăzi și strălucirea din ochii lor, au promis că vor continua demersul și asta este minunat. Cât de des se poate recurge la acest sistem? Există oameni pregătiți, câți, care să facă așa cum faceți voi, cum faci tu, această interpretare în limba semnelor? Când întreb de pregătire, o să spun că o pregătire formală în România în acest moment nu există. Eu caut pentru anul viitor să merg la conferințe și la training-uri în străinătate, unde există interpretare specială pentru scenă, pentru teatru, pentru musical. Deci sunt lucruri foarte bine determinate. Foarte, foarte bine, se lucrează în echipă. E greu în România, dar nu este imposibil. Nu suntem mulți, dar suntem, așa cum spuneam și când am fost cu Ervin ultima oară în platou, mai sunt nebuni ca mine. Așa. Și sigur, se poate face. Odată pe lună se poate face la fiecare dintre teatrele din București cel puțin. Și sper că acest gust să se educe și să se dezvolte. Ușor, ușor, lucrurile vor fi din ce în ce mai bune, sunt convins. Și sunt convins că te vei întoarce la Jurnalul Cultural și ne vei spune că ești și mai fericită, și mai împlinită și cu satisfacții și mai mari, pentru că lumea e mulțumită și vine la spectacole. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ai venit! Și eu! O comunitate diversă și dinamică se coagulează treptat în jurul mănăstirii Turnu, situată la doar câțiva kilometri de Ploiești. Aici au loc evenimente culturale, expoziții și ateliere de dezvoltare personală într-un cadru natural de poveste.
Sub genericul Școala de la Turnu a avut loc o nouă manifestare. Vernisajul expoziției Chipul Slavei, semnată de artistul Constantin Cioc, și o conferință despre abuz susținută de Carmen Botezatu, psiholog cu o vastă experiență în acest domeniu. Am gândit acest parcurs într-un mod aproape firesc. Lucrările s-au așezat de la sine în acest spațiu, pentru că spațiul le-a adoptat și le-a pus în valoare într-un mod neașteptat, aș spune. Și, într-adevăr, relația lucrărilor cu spațiul poate aici, mai mult ca oriunde, creează o dinamică foarte, foarte bună. Uitați cum izvorăște lumina din aceste chipuri, din aceste trupuri. Pur și simplu sunt purtătoare de lumină. Unul din elementele care m-a interesat de la bun început în demersul meu a fost lumina. Și întrebarea mea structurală a fost cum o să reușesc să obțin o lumină puternică. Expoziția rămâne deschisă până la începutul lunii decembrie. Ștefan Ruxanda și-a asumat rolul de mediator cultural pentru Școala de la Turnu. Invităm diferiți oameni din diferite specializări care să ne vorbească despre o anumită temă. De data aceasta avem o doamnă psiholog, se numește Carmen Botezatu, psiholog care are o lungă experiență, dincolo de experiența în psihologie și lucrul cu oamenii, cu oamenii cu diferite probleme, traume și așa mai departe, este și creștin ortodox practicant, ceea ce este foarte important pentru că face o paralelă între metoda din psihologie și trăirea duhovnicească, dar trăirea la nivel practic. Cele două evenimente au ca numitor comun restaurarea omului în plan emoțional. Ne propunem să conștientizăm părinții și copiii că, indiferent de interacțiunile și experiențele dureroase și periculoase pe care le traversează, există posibilități reale ca ei să se refacă. Există această posibilitate de reziliență emoțională, atât pentru părinți cât și pentru copii. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Mâine vă aștept la un nou jurnal de la aceeași oră 21. Până atunci, rămâneți cu programele noastre. În continuare, aici la TVR Cultural, puteți vedea la ora 22 spectacolul de teatru Bună seara, domnule Wild. Numai bine!